Salut, bine m-am regăsit la un nou episod de Minecraft astăzi. Înainte să înceapă acest episod, v-aș ruga mult de tot să nu uitați și voi dacă mai vreți episoade în continuare cu măpi de acest gen super, super șmechere, să ne distrăm foarte tare în măpi noi, gata făcute de Minecraft. Nu uitați să apăsați voi buton de like, să strângem noi, nu știu, un target, 1000 de like-uri la clipul ăsta. Răceala mea e pe terminate, să spunem că o să termine în scurt timp. Astăzi, fraților, vreau să vă spun că am descărcat această mapă cu acest truck de Coca-Cola, nu știu cum să-i spun în momentul ăsta, un tir. Acest tir de Coca-Cola făcut din TNT-uri, unde cred că se află cu exactitate, cred că vreo 12, nu știu, cred că vreo 12.000 sau 24.000 sau câteva milioane, chiar nu mai știu exact, să-mi bag piciorul, deci chiar am uitat chestia asta, dar nu contează. Ceea ce vom face noi în episodul de astăzi este că vom da foc unui TNT și vom vedea o explozie în lanț extraordinară. Nu uitați să apăsați butonul de like acum, până să înceapă explozia. Bun, ne luăm armurile astea, pe noi de cine mi le-a lăsat aici, eu le iau pe mine, ok, doar de dragul de a le lua, și o să iau și arcul ăsta și ăsta, pentru că pe ăsta l-am folosit și atâta. Era mișto. Știi ce? Cred că dacă... Stați două secunde. Cred că aș putea să dau focoare la astea cu un arc care să aibă flame. Ar fi cea mai șmecheră explozie în lanț, cred. Așa. Flame. Hai să vedem. Zap zap. Deci arc cu flame. Hai să vedem dacă putem totuși să dăm foc așa. Bun, sunteți pregătiți? Vreau să știu dacă voi sunteți pregătiți, bine că nu suntem live, deci nu prea am de unde să știu. Și se pare că avem și un orășel acolo. Nu prea am de unde să știu dacă voi sunteți de fapt pregătiți sau nu. Cred că i-a luat ceva tipul ăsta să consească. Deci întâi și întâi, hai să ne uităm repede. Avem roțile, wow, deci a făcut până și roțile. Doar ca să vedeți cât de multe TNT-uri au putut fi puse în acest tir de Coca-Cola. Foarte, foarte multe. Sincer, cred că se află, nu știu, câteva zeci de mii, poate chiar, dar nu cred că sute de mii, câteva zeci de mii cu siguranță se află în acest tir uriaș. Și hai să încercăm să tragem o săgeată, să vedem dacă explodează. Bun, trebuie să facem o chestie înainte. Trebuie să dăm render distance-ul pe 5, pe un 7, pentru că nu vreau, vom încerca să sperăm tot sufletul că nu o să ne dea crash Minecraft-ul, pentru că știți și voi, atunci când sunt multe TNT-uri se face un lag. Da, hai să încercăm. A luat foc. Ok. 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 Sper din tot sufletul că nu o să am luat pe filmare. Asta sper din tot sufletul. Bun. Bun, ok, încă nu mi-a dat crash. Wow, dar nu mai înțeleg ce se întâmplă, dude. For fuck's sake. Ce se întâmplă? Foarte multe explozii. Wow, și încă explodează multe, multe TNT-uri. Wow. Dude. Voi vedeți exploziile astea? Sunt atât de multe. Și e fain că încă nu mai dat crash Minecraft-ul. Adică cred că deja e ceva standard. Deci în momentul ăsta cum explodează astea, cred că e ceva standard deja. Dau și așa. Să explodeze cât mai repede. Dacă că fac mai degrabă un crash în ritmul ăsta. Wow, deci încă explodează, uitați-vă și câte. Dacă eu am exploziile puse pe on? Da, totul pe on. Doar că se văd ciudat, nu? Adică nu se văd perfect. Lol, deci uitați-vă un pic. Nici nu fac un crater în acest pământ. Ok, ok. Now we're starting to experience some lag. Ok, am înțeles. E clar. Și dacă mă uit în sus, o să se ducă tot lagul. Nu-i așa? A, nu chiar tot sunt 40 de frame-uri doar. Dar ok, azi vedem. Bă, eu sunt mândru de calculatorul meu că m-a ținut, nu mi-a dat crash Minecraft-ul. Din câte am văzut pe la toți youtuberii care au făcut chestia asta, lor le dădea crash. Mie, bă, văd că nu mi-a dat, ceea ce e super, super ok, adică am avut bulan. Deja nu mai înțeleg ce explodează. What the fuck? Dar aici ce explodează de curiozitate? E că nu mai mi-arată mie blocurile, e atâta. What the fuck, frate? De ce nu mi-e încarcă blocurile?
Văd că se explozi în continuare. Dar nu mi încarcă blocurile. Wow, vă vedeți și cu toate TNT-urile astea care sar. Dar de unde sar? Dude, ce? What the f... Sunt cu siguranță un miliard de TNT-uri aici. Da, sunt un peste un miliard de jeu. Uite aici este. A, nu m-a stat de bada. Wow. Doamne. Ok, eu vreau să văd craterul de final. Cred că vom avea destul de mult de așteptat până se... Băi, se va termina chestia asta. Și vom aștepta aici împreună. S-a terminat? Da. Da. Wow. Da. S-a terminat. Într-un final. S-a produs un crater gigantic. Și... Până la urmă s-a terminat. Se pare că au zburat și foarte multe în direcțiile alea, nu știu de ce. Dar, wow, mișto. Wow, look at this. Uitați-vă cum e apa. Deci apa curge așa de nu vine toată. Asta e logica Minecraft-ului. Mă rog, și mina aici, adică este de ce în mina asta? Bă, super tare. Poate vom mai exploda și alte hărți de TNT. Dacă vă place acest clip, nu uitați să apăsați butonul de like. Și desigur să dați și un share, pentru că voi ști dacă vreau, dacă vreți să fac mai multe clipuri de acest gen, dacă veți da și un share. Da, până data viitoare, fraților, eu am fost Alex. Mulțumesc pentru atenția acordată și noi ne vom revedea. Am mai zis o dată, data viitoare.